doamna învățătoare. Și practic a fost o, așa, un fel de cumul între pasiunea de a citi pe care am dobândit-o în familie plus școala care deja mi-a insuflat o programă sau o direcție în acest domeniu. Chiar îmi amintesc acum că primele lecții pe care le țin minte din clasa a patra erau cele cu Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu. Deci iată că după atâta timp încă pasiunea există și nu s-a șters. Situația a fost oarecum identică și în cazul meu și bănuiesc că și în cazul tău acea perioadă rămâne preferata. Da, categoric. Preferată din istoria noastră și națională și întotdeauna când fără ajung la capitol poate respectiv, nu știu, parcă ceva se parcă modifică în structura. Ceva. Da, așa da. Este, corect. L-ai amintit aici pe regretatul academician Nicolae Droiu. Da. Noi știm, ne-am format ambii la Școala Istoriografică Clujană. Știm că școala noastră ocupă un anumit loc în ceea ce înseamnă scrisul istoric. Aș vrea să te întreb dacă pe lângă domnul academician Nicolae Droiu a mai existat vreun profesor sau profesori care să te inspire, să-ți insufle anumite metode sau direcții de cercetare? Da, cu siguranță da și mă bucur că mi-ai pus această întrebare. Eu practic pentru doctorat am lucrat cu doi profesori, în primul rând bineînțeles cu domnul academician care a fost un fel de spiritus rector, dar și cu domnul conferențiar Șerban Turcuș, tot de la Facultatea de Istorie și Filosofie, care practic mi-a deschis orizonturile spre această latură a istoriei evului mediu, cea legată de paparitate și de istoria ecleziastică a Transilvaniei, mai precis începuturile istoriei ecleziastice a Transilvaniei. Deci, practic, și aici am început să absorb de la fiecare cât am putut și cât am fost în stare. Zic eu, făcând o treabă bună, în sensul că am susținut doctoratul și totul a fost absolut în regulă. Ai realizat un doctorat strălucit în istorie medie, în istorie medievală, da, așa cum ne-ai spus, cu o temă oarecum nouă. Nouă, o temă de cercetare. Am și căutat-o să fie nouă. Da, deci a fost o chestie premeditată până în pânze galbe, ca să spun așa. Despre anumite subiecte amândoi știm, s-au scris rafturi de biblioteci întregi, practic. Hai să nu zic chiar imposibil, dar este foarte greu să mai aduci noutăți absolute, să zic, în legătură cu cei pe care i-am pomenit, cu Ștefan cel Mare sau cu Mihai Viteazu. Am dat niște exemple aleatorii. Am căutat un subiect despre care efectiv nu s-a scris deloc în țară și în căutările mele, fiind ghidat de domnul conferențiar Turcuș, am găsit acest subiect al politicii beneficiare a papilor de la Avignon în Transilvania medievală în secolul al XIV-lea. La început nu prea știam eu bine cu ce are de a face acest subiect, însă pe parcurs, adâncindu-mă în cercetare, mi-am dat seama că alegerea temei a fost pur și simplu inspirată și, să zic, cred că a fost și mâna celui de sus. Haideți să mai stăruim puțin asupra acestui subiect și să vedem care a fost evoluția șantierului tău de cercetare, care au fost sursele documentare consultate, ai găsit sursele aici în colecțiile noastre de documente din fericire, sau ai făcut stagii da. De cercetare în afara țării? Nu, pentru că practic am găsit tot ce am avut nevoie aici în țară, deci pe mine m-au interesat mai ales acele documente care le emiteau papii de la Avignon, dar în legătură cu Transilvania și bineînțeles nu mă feresc să o spun, pe lângă istoriografia română am lucrat foarte mult, poate puțin mai mult și pe istoriografia maghiară, care este foarte avansată în acest domeniu și ei au practic publicate practic toate documentele medievale. Acest lucru mi-a ușurat foarte mult munca, am găsit exact ceea ce am avut nevoie și am putut, bineînțeles, să sintetizez și să alcătuiesc teza de doctorat relativ ușor, fără prea mare efort, având documentația deja gata, publicată, dar din păcate nestudiată și neinterpretată. Eu am încercat să fac și interpretare pentru că, clar, limbajul medieval și realitățile
medievale, mai ales dacă vorbim despre secolul al XIV-lea, nu concordă practic deloc cu ceea ce este astăzi, au fost cazuri când am fost nevoit să explic inclusiv cuvinte sau terminologie ca publicul cititor să poată să înțeleagă ce am vrut să spun și despre ce vorbeau papii în documentele emise în legătură cu Transilvania. Și bănuiesc că fiind vorba despre un subiect mai puțin cercetat în istoriografia românească, a trebuit să-ți construiești practic tu desigur, un propriul instrumentar categoric, de cercetare. Am avut noroc și cu faptul că totuși celelalte istoriografii europene au abordat acest subiect. Mi-aduc aminte că am lucrat și pe istoriografia germană, pe situația din Sfântul Imperiu Romano-German și am încercat să fac o comparație între diecezele practic de la capătul lumii creștine de atunci, cum era Transilvania, și cu o dieceză spaniolă din sudul regatului de atunci. Deci, practic, am încercat și să pun în balanță cele două realități și să constat că, de fapt, situația era aproape identică. Papii au avut un sistem de acțiune și de gândire cu totul și cu totul unitar. Ei nu se rezumau doar la granițe, dacă putem să vorbim despre granițe fixe și sigure în secolul al XIV-lea, pentru ei terenul de manifestare era lumea creștină, așa spuneau ei. Deci, practic, o realitate, să zic, din regatul Scoției era aceeași cu una din sudul Italiei sau una din peninsula iberică cu una din Transilvania. Știu din discuțiile pe care le-am purtat și aici îmi permit să deschid o paranteză că foarte multe documente utilizate de tine în elaborarea acestei teze de doctorat au fost găsite pe diferitele platforme motoare de căutare și am deschis această paranteză poate și din dorința de a trage un semnal de alarmă în cazul nostru a românilor, care nu știu din ce motive încă suntem reticenți la astfel de demersuri. Au început, e drept, dar la nivel local, regional, dar nu la nivel național. Nu știu de ce noi ne temem să ne scanăm și să ne încărcăm documentele istorice, izvoarele istorice până la urmă pe o platformă online, astfel încât să aibă acces la ele cercetători din țară, dar și din străinătate. Lumea interesată, da, exact. Și toată lumea. Exact. Au început timid, la BCU Cluj știm. Au început digitizarea fondului de periodice, fondului de carte. Sunt și câteva documente manuscrise digitizate, însă cazurile de acest gen sunt puține. Cred că le putem număra pe degetele de la o mână. Fără a face niciun fel de apreciere caritativă, dar practic colegii maghiari și-au publicat toate documentele până la 1526, până la căderea regatului. Deci, practic, sunt în fața noastră. Exact. Și din ceea ce mi-ai spus, pot fi consultate cu titlul de absolut, gratuitate absolut, din toate colțurile lumii. Absolut, de oriunde este acces la internet. Exact, asta ar fi condiția, să avem o conexiune bună la internet. Așa este. Aș mai vrea să te întreb, să rămânem tot la capitolul teza de doctorat. Dat fiind subiectul acesteia, aș dori să te întreb în ce an ai susținut-o în primul rând și cum a fost primită de comunitatea academică. Da, am susținut doctoratul în anul 2013. Teza a fost foarte bine primită. Sincer, nu mă așteptam, am avut așa un fel de emoții sau reticențe, nu din cauza faptului că nu eram eu sigur pe ce am scris, ci din cauza noutății subiectului, ca să spun așa. Dar spre plăcuta mea surprindere, totul a fost în regulă și totul a decurs perfect normal. Eu făcând un planul ca imediat după susținere să o și pot publica, practic consider că totuși dacă ai făcut un doctorat și aici nu mă refer neapărat la domeniul nostru, la istorie, acea teză, din punctul meu de vedere, ar trebui să vadă și lumina tiparului. În primul rând, pentru că este o muncă depusă cu cinste, cu onoare, o muncă asiduă, care eu spun că este mai bine să fie și sub formă de carte. Corect. Până la urmă este o muncă depusă în folosul cunoașterii și ar fi păcat categoric ca rezultatul acelei munci să rămână pe raftul unei biblioteci. Așa este. Și din păcate sunt destule teze care sunt nepublicate. Aici nu vreau să
fac o critică sau să aduc vreo acuză, dar sunt teze foarte valoroase pe care le-am citit chiar eu, care sunt doar la stadiu de, să-i spunem, de manuscris. La cât timp după susținerea tezei de doctorat a venit și varianta tipărită? Foarte puțin timp, nici un an de zile, practic. Am încercat să mă mișc cât am putut de repede, tocmai în ideea de a nu se pierde informația. Ma, clar că dacă mă întreb acum, în 2021, e clar că aș schimba, normal, aș schimba foarte multe, aș aduce completări, pentru că nu m-am rezumat, doar am pus punct și gata. Subiectul și cercetarea merge înainte, mai ales că publicarea de documente a tot înaintat. Așadar, dar zic eu că concluziile care am tras atunci și munca pe care am depus-o, eu o consider a fi valabilă chiar și acum, în 2021. Atunci, dacă ne-ai spus că n-ai fost pe deplin mulțumit de ceea ce a rezultat, așteptăm da, ediția a doua sau continuarea tezei de doctorat. Categoric. Continuarea ar putea să fie, și chiar am ceva în minte în legătură cu aceasta, eu m-am oprit strict pe perioada de la Avignon. Deci, practic, nu m-am dus în marea schismă. Dar acum deja aș putea să continui și oarecum să analizez împărțirea care a fost în Europa între papii de la Roma, care s-au reîntors, și papii care au rămas în continuare la Avignon. A fost o pendurare între regatele europene, care de cine să asculte. Acesta a fost, să spunem, debutul tău da. Editorial cu da. Un volum. După acest moment au urmat și alte volume dedicate oarecum aceleiași teme, da, dar și volume teme care au abordat teme de cercetare diferite. Te-ai aplicat asupra istoriei locale, ne-ai oferit un volum, de fapt două volume dedicate, trei, și volumul dedicat studenților din Turda, volume da. Dedicate orașului tău natal, Turda. Ai câteva volume dedicate momentului 2018, centenarului Marii Uniri, volume despre care te-aș ruga să ne vorbești în minutele care urmează, cu rugămintea de a omite cel mai recent volum, despre care aș vrea să discutăm separat. Mai mult în continuare. Da, mulțumesc pentru întrebare, Mihai. Am continuat cu subiectul istoriei locale a orașului Turda, practic din pasiunea studierii istoriei locurilor natale. Pe lângă faptul că sunt un medievist prin pregătirea doctorală, am încercat să ofer și o panoramă a istoriei orașului Turda și m-am aplicat pe studierea intelectualilor. De ce intelectuali? Pentru că ei au avut rolul predominant în societate, iar următorul volum pe care l-am scos este dedicat studenților din Turda la marile universități europene, începând din Evul Mediu și până la Marea Unire. Aici nu am făcut niciun fel de discriminare, să zicem, între ghilimele, națională, confesională și așa mai departe. I-am investigat, i-am cercetat pe toți, indiferent de etnie, români, unguri, germani, armeni, evrei și așa mai departe. Și, bineînțeles, pe toți cei de toate confesiunile care au fost în orașul nostru, adică romano-catolici, ulterior protestanți, reformați, ortodoxi români și evanghelici luterani sași. Așadar, zic eu că am reușit să-i cuprind pe toți și să arăt că, practic, istoria Turzii s-a încadrat, ca a multor orașe, în istoria generală a Transilvaniei. Avem o istorie, ne place, nu ne place, multiculturală, care dă un anumit specific fiecărui roc din Transilvania. Spun eu un lucru foarte pozitiv. Nu are rost să ne răudăm că noi suntem români și așa mai departe. Sigur, suntem români, categoric, dar istoria nu ține cont de aceste lucruri. Dacă o personalitate s-a impus prin caritățile sare, prin implicare socială, prin ceea ce a făcut el bun,
Atunci, practic, eu spun că este bine să o evidențiem, indiferent de ce naționalitate sau confesiune ar fi. Este bun acel dicton care spune despre istorie, apropo de metodologia noastră, că sine ira et studio. Este chiar adevărat. Sunt realități istorice pe care nu le putem omite. Ne place, nu ne place. Până în 2018, Turda Transilvania a făcut parte din Regatul Ungariei. Din 1918 este parte a României. Nu putem șterge asta, nu putem ignora, putem să investigăm, putem să analizăm, putem să punem faptele pe masă, așa cum au fost ele, bune, mai puțin bune, chiar rele, și omul care citește, practic, supremul nostru judecător, poate să își facă o părere. Întotdeauna m-am ferit să pun în ceea ce am scris, cine mi-a citit Hucărire știe, să pun etichete și să judec. Cu absolut orice perioadă, nici cu Evul Mediu și venind aici până chiar în contemporaneitate cu studierea, dau un exemplu, a Arhivei CNSAS-ului. Deci m-am ferit să judec, am pus faptele pe tapet așa cum au fost ele, așa cum s-au întâmplat, așa cum sunt reflectate în documente. Fără să judec. De asta am și spus părere. Că ești un istoric, chiar dacă ești tânăr, ești un istoric matur în ceea ce înseamnă metodologia de lucru. Da, mă străduiesc. Din această cauză spun că, practic, o judecată, dacă aș face-o eu sau tu sau oricare alt coleg al nostru, spun eu că nu ar avea atât de mare însemnătate pentru că publicului cititor trebuie să-i prezinți lucrurile așa cum au fost, bineînțeles, pe bază de documente. Corect. Deci aici nu vreau să fac niciun rabat. Dacă în document spune că situația e albă, atunci noi o prezentăm ca fiind albă. Dacă este neagră, o prezentăm ca fiind neagră. Bun. Pe lângă volumele pe care ni le-ai prezentat, în anul 2018 a inițiat o colecție dedicată preoților greco-catolici și ortodoxi, preoților români din Transilvania, din comitatele transilvanene, implicați mai mult sau mai puțin în realizarea Marii Uniri. Te-aș ruga să ne vorbești puțin despre această colecție și cum s-a născut. Da, s-a născut dintr-o... tot ca urmare a lecturilor și a consumului de istoriografie, a consumului uneori exagerat de istoriografie, dându-mi seama că această categorie socială, și deocamdată hai să-i spunem doar așa, a avut în Transilvania, înainte de 1918, un rol absolut, i-a spune chiar colosal. Preotul era practic cea mai reprezentativă persoană a unei comunități. Și aici spun preotul fără niciun fel de diferență confesională. Dacă era comunitatea greco-catolică, normal, era preot greco-catolic. Dacă era ortodoxă, era ortodox. Puteau să fie ambele variante, ambele confesiuni românești. Ce am încercat eu să fac? Am încercat să îi investighez și să-i prezint pe cei care au participat, iată, aici, în Alba Iulia și au semnat Unirea Transilvaniei cu România, dar m-am oprit doar la preoții care erau deja hirotoniți în acel moment, 1 decembrie 1918, pentru că, de ce spun asta, au fost și cazuri când au participat, de exemplu, doar în calitate de diaconi, încă nu erau hirotoniți preoți, sau doar de teologi, fiind hirotoniți ulterior, în perioada interbelică, și îl pomenesc aici pe marele nostru istoric Silviu Dragomir, care era momentul 1 decembrie 1918, era diacon, era hirotonit diacon. Așadar m-au interesat doar cei hirotoniți în acel moment și doar cei care au participat la Marea Unire în calitate oficială. Deci de delegați de drept, delegați cu credențional sau aleși în comunitățile respective pentru a-i reprezenta, doar pe aceștia i-am investigat, considerând că ei au avut un rol determinant în Marea Unire. A apărut deja un prim volum din această serie pe care am inițiat-o. Bineînțeles, am început cu Rocurire Natare, cum era să fac altfel, cu Comitatul Turda Arieș și cele două târnave, Târnava Mare și Târnava Mică.
Da, mi-a ridicat mingea la fireu și în premieră îți spun că volumul 2 este deja gata, este dedicat Comitatului Mureș-Turda și volumul 3 este în lucru, este finalizat în proporție de 85%, este dedicat Comitatului Arba de Jos. Dar aici este o situație aparte, pentru că aici în Comitatul Arba de Jos au fost foarte mulți preoți, fiind și centru, marele centru de la Braj, da, au fost foarte mulți, în special greco-catolici, dar și ortodoxi între ei. Aici volumul cred că va fi cel mai voluminos, ca să zic așa, de până acum. Nu știu când vor apărea, cel cu Comitatul Mureș-Turda, dar voi încerca să îl scot în acest an. Acum este un pic dificil, ținând cont și de faptul că am traversat cu toții această perioadă nefastă de pandemie. Sper să reușesc să îl scot în anul acesta. Ce depinde de mine fac, dar mai mult de atâta nu pot. Așadar, mă străduiesc să iasă în anul acesta. Hai să zicem undeva spre sfârșitul verii, începutul toamnei. El este gata, dar, repet, mai durează puțin până când va vedea lumina tiparului. Sper să pot să îl scot în anul acesta. După care, bineînțeles, mă voi ocupa și de celelalte comitate. Chiar m-am gândit că și cel cu Arba fiind aproape gata în proporție destul de mare, următorul pe care mă voi apreca va fi Comitatul Sibiu. Tocmai oarecum, nu pentru a contrabalansa, dar și în Comitatul Sibiu era mare centru al ortodoxiei din Transilvania, de unde amândoi știm că au participat foarte multe personalități, inclusiv viitor episcop, cum ar fi, mă gândesc la Razăr Triteanu, care atunci era asesor consistorial al Sibiu, după care a devenit episcop al Romanului cu numele de Lucian. Și primul soț al... Da, al Veturie Coga. Cele care va deveni da, mai târziu Veturia Coga. Așa este. Tot de acolo a plecat și Nicolae Ivan, primul exact, episcop al reînființate episcopia Clujului, Vadului și Feleacului. Da. Ce să spun, așteptăm cu mult interes celelalte volume, așteptăm să vedem ce surprize ne vor oferi. Da, sper să pot să reduc la capăt. Cu siguranță, cunoscându-te, cu siguranță vei duce acest proiect la final. Te-aș ruga să vorbim puțin și despre volumul pe care cred că și tu îl consideri volumul tău de suflet, cel dedicat studenților absolvenți ai Facultății de Teologie din Cernăuți, un proiect editorial care, așa cum ai spus, de multe ori intenționat a fost dat spre tipar tot în anul 2018 și cred că tot în 2018, în vara lui 2018, am avut bucuria să-l putem lansa chiar în județul nostru la Sebeș. Așa este, da. Am premeditat-o și recunosc treaba aceasta. Este printre volumele mele de suflet, poate și pentru că am lucrat ca ieri cel mai mult, am lucrat, ca să zic așa, în ascuns, nu am divulgat secretul a ceea ce fac. Am intenționat să pregătesc un volum pentru centenarul Marii Uniri, pe care cu toții l-am sărbătorit, dedicat unei categorii speciale a intelectualilor ortodoxi. Acum, intelectualitatea ortodoxă din Transilvania mi s-a părut mie că a fost privită oarecum așa, cu poate nemeritat de puțin. Au fost mulți dintre ei care au avut o pregătire intelectuală foarte bună, practic nu mă feresc să spun de factură europeană, dobândită la Facultatea de Teologie a Universității din Cernăuți, singura facultate de teologie ortodoxă din cadrul Imperiului Austro-Ungar. O universitate de prestigiu, o universitate de renume care atrăgea tineri practic din toată Europa Centrală, Europa de Sud-Est, Peninsula Balcanică, spațiul ortodox și așa mai departe. Înființată odată cu Universitatea din Cernăuți în anul 1975, practic această facultate de teologie ortodoxă a avut monopolul formării unei elite care s-a afirmat ulterior, nu atât din prisma faptului că a contribuit, spun eu, decisiv la Marea Unire,
dar și pentru carierele ulterioare pe care, acești oameni, acești teologi au avut. Doar să spunem că aici s-au pregătit, printre alții, până în 1918, cel care va deveni Nicolae Băran, mitropolitul ortodox al Transilvaniei, Vasile Lazarescu, mitropolitul Banatului, Andrei Magieru, episcopul de la Arad. Da? Deci, practic, cu toții, personalități uriașe are culturii și are spiritualității românești până la urmă. Interesant este faptul că această facultate a atras tineri din tot spațiul românesc, să-i spunem, din Dubra Monarhie, și foarte interesant, cei mai mulți au fost bănățenii. Foarte mulți bănățeni au absolvit studiile teologice la Cernăuți, dar și cei din Transilvania și cei din Crișana. Foarte interesant, mi s-a părut, nu au fost până în 1918 niciunul din Maramureș, zona, să zicem, cea mai apropiată de Bucovina. Am căutat diverse explicații, una dintre ele ar fi și faptul că la acea dată structura confesională a românității din Maramureș era una preponderent greco-catolică. Cred eu că și aceasta a contribuit la faptul că maramureșenii, iată, nu s-au format ca intelectuali la teologia din Cernăuți. Am lucrat, așa cum spuneam, foarte mult la această teză, la această carte. Da, zic eu că este și până la urmă un fel de teză, așa o consider eu, un fel de a doua teză de doctorat a mea. Am avut un foarte mare noroc, așa cum foarte bine ai subliniat la început, cu accesul la izvoare, documentare și surse publicate online, dar din țări străine. Spre exemplu, la această carte m-am folosit foarte mult de arhivele naționale din Austria și de periodicele care au fost acolo. Respect pentru ei că practic toată presa bucoviniană a vremii este acolo, accesibilă. Se poate consulta, nici măcar cont nu ai nevoie să îți faci. Totul este public și lucrul acesta mi-a fost de mare ajutor și, bineînțeles, din nou, istoriografia maghiară care s-a ocupat de acest domeniu și, practic, și acolo am găsit foarte multe surse de informație. Bun, și dacă am vorbit despre unul dintre volumele dragi sufletului tău, îți propun ca în minutele care urmează să vorbim despre volumul drag sufletului meu, semnat Răzvan Mihai Neagu, și aici mă refer la volumul dedicat formării studenților din Sebeș. Un volum care a văzut lumina tiparului anul trecut, un volum pe care îl îndrăgesc foarte mult, fiind dedicat orașului Sebeș, orașului meu natal. Un volum care, iată, are pe copertă clădirea fostului gimnaziu evanghelic al Sebeșului, care încă mai păstrează pe frontispiciul său celebrul dicton Bildungis Freiheit. Învățătura, educația este libertate. Te-aș ruga în câteva momente să ne vorbești despre acest volum, despre ideea publicării lui și despre ceea ce conține între copertele sale. Da, este și pentru mine un proiect foarte drag. Hai să spunem că acum suntem și la capitolul de mărturisiri. Mă leagă multe lucruri de Sebeș, în primul rând prietenia dintre noi doi, deci clar că aceasta a fost baza de la care am plecat. Fiind invitat în fiecare an la sesiunea națională pe care muzeul din Sebeș o organizează, m-am gândit eu la un moment dat, am zis, domnule, păi dacă i-am văzut pe Turden că s-au școlit și au fost la atâtea și atâtea universități și facultăți renumite din toată Europa, hai să vedem cum a fost cu sebeșenii. Și am pe structura cărții cu studenții din Turda, am început să lucrez și la acest subiect, la cel cu studenții sebeșeni. Lucruri foarte interesante am găsit, mari familii, mari personalități de care, din păcate, lumea nu prea știe și care, zic eu, că ar fi foarte bine să fie scoase în evidență, să li se sublinieze meritele și
activitatea lor, familii de avocați, familii de farmaciști, familii de medici, absolut familii de ingineri, iată, familii de militari, toate straturile preocupărilor sociale și profesionale se regăsesc aici. Ca și la Turda, și structura intelectualității din Sebeș este profund marcată de acest multiculturalism și pluriconfesionalism. Bineînțeles că, așa cum este și firesc, Sebeșul fiind un oraș săsesc, sașii sunt cei care au predominat în pregătirea și care au excelat în pregătirea intelectuală, dar bineînțeles că nici românii nu s-au lăsat mai prejos, nici mica comunitate de maghiari din Sebeș, deci practic toți la orartă dau coloratura acestui proces de formare a intelectualității din Sebeș. Dacă în cazul Turzii pareta de specializări și de universități a fost ceva mai largă, la sebeșeni am observat că ei au frecventat cu precădere cei mai mulți, chiar dacă erau de altă naționalitate decât germani sași, mă rog, mai ales universitățile din mediul de expresie lingvistic de factură germană. Deci, practic, universitățile din Austria și din Germania au deținut monopolul formării intelectualității din orașul Sebeș. Făcând o comparație cu Turda, lipsește aproape total, îmi vine în minte, cazul universităților din Polonia. În cazul Turzii, foarte mulți turdeni s-au pregătit la Universitatea din Cracovia și mulți au trecut și prin Italia, în special la Padova. Acest lucru la Sebeș nu este prezent nici în perioada medievală și nici după. Normal că dacă ar fi să analizăm, să punem celebra întrebare de ce, este simplu de răspuns la ea. Așa cum am spus, intelectualii din Sebeș au fost în marea lor majoritate sași. Ori limba a fost practic cel mai bun argument în acest comportament educațional, ca să îi spunem așa. Înțelegând limba germană, evident, s-au dus să studieze în Austria și în Germania, făcându-și cariere redutabile în domeniile lor de activitate. Mai trebuie să completez ceva despre acest volum. Mi-a plăcut foarte mult și am apreciat acest lucru, faptul că tu nu te-ai rezumat la prezentarea parcursului academic al acestor studenți. Ai căutat, atât cât sursele istorice au permis acest lucru, să prezinți și traseul lor profesional, ceea ce acești oameni au făcut după momentul absolvirii studiilor universitare. Și cred că acest aspect aduce un plus valoare acestui volum și, repet, rămâne cel mai drag volum, cel puțin pentru mine, semnat Răzvan Mihai Neagu. Și lasă-mă să spun, prefața acestui asta volum, e mai puțin important. Așa, da, dacă nu o spui tu, o spun eu. Prefața acestui volum a fost semnată de către Mihai Groza, cel care are o bună contribuție la acest volum, m-ai sfătuit de multe ori, ne-am sfătuit de multe ori și practic mi-ai dat idei extraordinar de bune, zic, fără de care nu știu dacă reușeam să fac așa ceva în elaborarea acestei cărți. Aș mai adăuga doar faptul că primele trei capitole au apărut și ca studii separate, de sine stătătoare, înainte să fie adunate într-o carte, în prestigioasa voastră revistă pe care o aveți la Sebeș, Terasebus, una dintre cele mai tari reviste științifice din țară. Deci, așadar, această carte este un fel de misceraneu în care am încercat să pun studiile de acolo, la care am completat și cu informații, date și documente care nu au apărut în anualul Terasebus. Noi îți mulțumim, noi sebeșeni îți mulțumim pentru acest volum care îmbogățește până la urmă istoriografia locală și sper că în cel mai scurt timp vom reuși să-i facem și prezentarea publică în cadrul unui eveniment la Sebeș, dacă ne vor permite
condițiile. Da. Doamne, da, așa să fie. Am observat alături de telespectatorii noștri că cel puțin ultimele, că cel puțin 4 volume din cele publicate sunt concentrate pe ceea ce astăzi noi denumim generic istoria formării elitelor intelectuale. Acesta este un domeniu relativ nou, de-abia după 1989 așa a început să se vorbească despre acest aspect al formării elitelor noastre intelectuale. Aș vrea să te întreb, niciodată nu te-am întrebat acest lucru, cum ai ajuns să te apropii de acest domeniu de cercetare, știind că tu ai pornit de la istoria medievală? Bună întrebare. Este o poveste în spatele acestei preocupări a mele. Lucrurile stau în felul următor. Am participat la Mediaș la foarte multe sesiuni de comunicări pe care era organizată acolo bunul meu prieten și coleg, domnul profesor Vasile Mărcureț. În cadrul acestor sesiuni am făcut cunoștință cu cel care va deveni ulterior un prieten de al meu, domnul profesor Dragoș Lucian Țigău din București, care de fiecare dată venea la Mediaș cu prezentarea studenților din Mediaș într-o anumită perioadă de timp. Ascultându-i expunerea, am devenit foarte, foarte fascinat de acest domeniu. Și practic a început, ca să zic așa, să împracă și m-am gândit, măi, dar eu de ce să nu fac așa dacă îmi place și este frumos. Bineînțeles că nu m-am apucat imediat, investigând eu problema, nu m-am aruncat așa cu capul înainte. După ce am dat de Dragoș Lucian Țigău, l-am întâlnit și pe domnul profesor Cornel Sigmirean de la Târgu Mureș. Și acest lucru a fost un factor determinant pentru care eu m-am apropiat de istoria intelectualității. Și dânsul mi-a dat mai multe sugestii, am devenit prieteni și colaboratori între timp și bineînțeles că citindu-i cărțile și văzând metoda sa de lucru, analiza sa profundă asupra acestui fenomen, am devenit și eu foarte interesat de el și bineînțeles că iată deja câte sunt, cred că 3 în total cărți despre formarea elitelor intelectuale. Deci, practic, aceasta este pe scurt povestea din spatele preferinței mele pentru această temă. Bun, am discutat despre teza de doctorat, despre cărțile pe care le-ai publicat și mi-aș dori să discutăm puțin și despre cea de-a doua dimensiune a activității tale, în paralel cu activitatea științifică, academică. Activez și ca profesor de istorie în cadrul Colegiului Tehnic din Turda și aș vrea să te întreb cum reușești să împaci cele două dimensiuni sau mai bine zis cum se împacă istoricul, cercetătorul Răzvan Mihai Neagu cu profesorul Răzvan Mihai Neagu. Bună întrebare! Cred că până în prezent am reușit să reîmpac cele două raturi ale activității mele. Nu am ascuns niciodată faptul că iubesc această profesie. Sunt fascinat de ea. Mă fascinează să predau la copii, să fiu în mijlocul lor, să reexplic, să-i ajut să înțeleagă dimensiunea istorică a unui fapt, a unui eveniment, a unei personalități și așa mai departe. Și bineînțeles că având acest drag de profesia pe care o am la bază și din care practic îmi câștig existența, cealaltă parte a devenit oarecum complementară. Deci eu spun că cele două raturi se îmbină perfect. Cine a fost la lansările mele de carte a văzut întotdeauna și copii. Sunt fascinat să vină, stau, ascultă. Acolo nu pun întrebări, nu au pus niciodată, dar nu vă spun ce a fost a doua zi la școală. Deci, practic, ceea ce trebuiau să fac acolo au făcut la școală. Întrebări și explicații pentru ceea ce am vorbit și ce au vorbit cei care au fost invitați. Da, îmi sunt foarte dragi copiii. Așa cum am spus, iubesc această meserie și practic dimineața când mă duceam, când mă duc din ora școală în anul acesta, nu prea am mai fost pentru că orele s-au desfășurat în sistem online.
Eu chiar mă duc la serviciu în fiecare dimineață cu mare chef și cu dor de a, de a face ceva și de a-i vedea pe, pe elevii mei. Și cred că și elevii te, te îndrăgesc. Da, nu, cred nu se că poate. Da, cred că da. Sunt în orice caz foarte fascinat și mulți mă întreabă, păi, domnule profesor, cum dumneavoastră scrieți cărți? Cum vine asta? Da, uite așa. Citind, și... fiind pasionat, nu se poate să nu aștern pe hârtie munca mea. Corect. Și apropo de ceea ce ne-ai spus, îmi rămâne și acum în minte, cuvintele pe care le-a rostit domnul profesor Șerban Turcuș la una dintre lansările tale, văzându-i în sală pe elevii tăi, spunea ceva de genul, uitați-vă la Răzvan ca un bun păstor, pe oriunde merge și turma îl urmează. Așa este. Mi-a rămas întipărită expresia domnului profesor. Da, pentru că nu știu dacă din păcate nu prea sunt obișnuiți ei cu astfel de evenimente și ducându-i, implicându-i în acest gen de activitate, totuși nu mă ascund, mărturisesc că am și un scop. Vreau să-i obișnuiesc, e greu, dar nu imposibil, vreau să-i obișnuiesc și cu cartea scrisă. Să vadă că există și carte scrisă, nu există numai internet, telefon, tabletă, laptop, PC și așa mai departe. Deci vreau să reinsuflu și această bucurie a rectorii, această bucurie de a ține o carte în mână și nu neg faptul că urmăresc și acest scop prin faptul că îi implic în lansările mele de carte. Eu zic că îi ajută. Pentru că știm cu toții, astăzi trăim într-o epocă digitală, într-o epocă virtuală, în care practic cartea, din păcate cartea scrisă, tipărită, tinde oarecum să fie eliminată din viața noastră, ceea ce spun eu că este o dramă, este o tragedie. Dacă am eliminat cărțile din viața noastră, înseamnă că și gândirea noastră, și judecata noastră, și puterea de concentrare, de acțiune, de sinteză, scade la minim, dacă nu chiar se diminuează total. Corect, absolut adevărat. Pentru că ușor, ușor ne apropiem de finalul discuției noastre, aș vrea să te întreb, care consideri tu că este cea mai mare realizare a omului, a profesorului, a istoricului Răzvan Mihai Neagu de până acum? Wow, grea întrebare. Sincer, nu știu. Cea mai mare realizare este faptul că sunt sănătos, am familia lângă mine, am prieteni lângă mine. Eu pe acestea reconsider a fi cele mai mari realizări. Nu țin să spun atât de mult la o carte decât la un prieten sau la familie. Deci, practic, pentru mine, faptul că având sprijinul, în primul rând, așa cum am spus, al familiei, dar și al prietenilor, eu am fost în stare să fac așa ceva. Deci, practic, pentru mine contează, în primul rând, omul, în primul rând, sentimentul de a fi într-o comunitate de oameni care au aceleași preocupări, aceleași idei, aceleași valori, practic, pe asta pun eu cea mai mare valoare. Acum, bineînțeles că având sprijinul comunității și bineînțeles a celor care i-am spus mai sus, au rezultat aceste produse, să răspunem, intelectuale. Foarte, foarte frumos spus. Îți propun să discutăm puțin și de ceea ce înseamnă recunoașterea activității tale. Ah, da. Am discutat. Știai că o să te întreb acest lucru? Știam. N-aș fi vrut și n-aș vrea să-l lăsăm deoparte. Da. Recent a venit poate cea mai importantă recunoaștere a activității pe care ai desfășurat-o până acum. Mă repet, ai primit din partea Mitropolitului Andrei Andricuț, Mitropolitul Clujului, Sătmarului și Maramureșului, cea mai înaltă distincție pe care un mirean o poate primi. Și aici mă refer la Cruncea Transilvană, distincție primită într-un cadru festiv. În timpul discuției noastre pe ecran au rulat și câteva imagini din acel moment. Te-aș ruga să ne vorbești despre acel moment și despre impactul pe care l-a avut asupra ta. O să vorbesc doar pentru că m-ai rugat tu. Știi foarte bine că nu-mi place deloc să mă raud, fug de raude cât pot de tare și de repede.
Da, într-adevăr, la data de 7 ianuarie 2019, într-un cadru festiv, fiind total luat prin surprindere, în Turda, în fosta sa parohie, actualul mitropolit părintele Andrei Cruț a găsit de cuvință să aprecieze munca și activitatea pe care am depus-o, activitate didactică și intelectuală, prin acordarea cele mai înalte distincții a Mitropoliei Crujului. Este vorba despre Crucea Transilvană. Da, evident, nu are rost să fiu ipocrit și să neg. M-am bucurat foarte tare de această cruce, dar bineînțeles că o văd nu ca o distinție, ca o încununare, să-i spunem, a operei mele, ci o văd ca un gest care mă motivează să fac mai mult, să mă implic mai mult în societate și să încerc pe cât pot să mă desăvârșesc și ca om al cetății, și ca intelectual, și ca istoric, și așa mai departe. Deci, practic, este o cruce care, o distinție care mă obligă să fac mai mult și să mă implic mai mult. Deci nu o văd ca pe un punct final și cu asta am încheiat și gata. Nu. Pentru mine este o obligație și o datorie să mă pot într-adevăr ridica la înălțimea acestei distincții, pentru că fiind creștini, știm cu toții, crucea este semnul biruinței și cel mai puternic simbol care există pentru noi. Iată, încă o dovadă în plus a faptului că ești un istoric matur, pentru că o astfel de recunoaștere nu înseamnă pentru tine punctul culminant, ci un alt punct de plecare pentru viitoare cercetări, lucrări și studii publicate. Categoric, așa. Înainte de a pune punct întâlnirii noastre de astăzi, ne-ai vorbit puțin despre acest lucru, dar vreau să ne vorbești despre planurile tale de viitor. Ne-ai povestit puțin despre planurile de îmbogățire a colecției dedicate preoților Marii Uniri, dar să vedem care sunt celelalte planuri. Da, mai este încă ceva la care chiar lucrez deja de o bună bucată de timp, practic de la începutul pandemiei, din cauza faptului că am fost restricționați cu toții de a mai face drumuri, călătorii de studii și așa mai departe. În ultima vreme mi-am concentrat atenția pe studierea arhivelor fostei securități și mai ales pe personalitățile din Turda care au suferit în urma regimului comunist. Pregătesc o lucrare care se numește chiar așa, Distrugerea intelectualității din orașul Turda în timpul regimului comunist. Deja aproape un sfert din ceea ce mi-am propus să fac, am reușit să fac. Accesul la arhiva CNSAS-ului este oarecum mai simplu, pentru că dânsii au un sistem în care la solicitarea unui cercetător acreditat, așa cum care este statutul meu, ei fotografiază, digitalizează de ce ai tu nevoie și îți trimit acasă, bineînțeles, contra cost, aceste informații, ceea ce spun eu este o mină de aur acolo. Mai ales în perioada asta. Exact, mai ales în perioada asta în care deplasările au fost practic imposibile. M-am concentrat pe acest domeniu, având și accesul la această sursă primară, inedită total, și bineînțeles că am găsit niște lucruri foarte interesante, mari personalități care au fost persecutate din toate spectrele sociale, învățători, preoți, medici, avocați, ingineri, militari și așa mai departe. Găsim acolo o istorie tristă, o istorie grea de digerat, dar este până la urmă istoria noastră. Și este absolut imposibil și nu se face să nu o cunoaștem. Pentru că unii oameni chiar literalmente și-au dat viața pentru un ideal. Inclusiv din Turda, sigur, inclusiv din Sebeș, din Alba Iurea și din multe alte localități. Mulți dintre ei chiar găsindu-și sfârșitul în pușcăriile comuniste, cum a fost în cazul nostru marele om politic țărănist Varel Mordovan, decedat în închisoarea de la Sighet. Nici astăzi nu îi se cunoaște locul unde a fost îngropat. Deci, iată cum și această parte din istorie spun eu că trebuie investigată, trebuie cunoscută și adusă la lumina tiparului.
Vezi, încă o dovadă în plus că ești un istoric matur. Istoria trebuie prezentată așa cum a fost, cu bune, dar și cu rele. Așa este, așa din păcate, este, discuția noastră și emisiunea noastră au ajuns la final. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația mea, că ai fost alături de mine și de Alba Carolina TV și de telespectatorii noștri. Te așteptăm oricând, cu tot dragul, să ne împărtășești din activitatea ta științifică și nu numai. Îți mulțumesc încă o dată. Cu tot dragul. Așa cum ți-am mărturisit la începutul emisiunii noastre, pentru mine cel puțin a fost și este o zi de sărbătoare pentru că ne-am întâlnit, iată, după un an și ceva de și pandemie. Le mulțumesc și telespectatorilor noștri că și de această dată au fost alături de noi și până data viitoare îi invit să nu uite faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune!